România aniversează astăzi pentru a 15-a oară Ziua Europei după integrarea în Marea Familie Europeană. Ziua de 9 mai este nu doar Ziua Europei, ci semnifică alte două zile emblematice pentru națiunea noastră. Ziua Independenței, proclamată în 1877, și Ziua Victoriei Coaliției Națiunilor Unite în cel de-al doilea război mondial, în 1945. Sunt trei evenimente reprezentative din istoria României, iar prezentul ne găsește pe făgașul european irreversibil, unde ne este și ne-a fost dintotdeauna locul. Este o zi a unității și a păcii, iar românii au dat dovadă că pot fi cetățeni europeni respectabili, la același nivel cu locuitorii celorlalte țări din Uniune. Cred că Ziua Europei trebuie să aibă o conotație specială pentru fiecare român. Ilustrul nostru înaintaș Aricoandă spunea sugestiv că omul ca persoană este infinit de mic, dar prin tot ceea ce creează e infinit de mare, iar aceste cuvinte sunt pilde de urmat pentru fiecare dintre noi. Spiritul european nu trebuie doar afișat declarativ, ci demonstrat prin acțiunile noastre zilnice a fiecăruia dintre noi. Este o zi a unității noastre ca națiune și ar fi remarcabil dacă am reușit să colaborăm în spiritul european, indiferent de opțiunile noastre politice.